Aseară, Ovidiu Popescu, gol după 3 ani, Coman iarăși două pase de gol, cum vi s-a părut? Bă, meciul a fost, e adevărat că a avut ei o zvârnire la început. N-au fost ocazii foarte clare, adică de a marca, au fost, dar după aia, ca așa se întâmplă, 10 minute, un sfert de oră cu toate echipele, adică vin cu ambiție, cu tare, după aia le pierde chef, adică le luăm flacărea care o au. Meciul a fost normal la discreția noastră, numai că dacă nu, adică dă gol acolo, am 11 metri ratat, adică... Dar ați văzut după aia reacția, deci atât timp cât e Coman în echipă, acum, nu mi-e frică de nimic. Corbea a revenit și el, a reușit să marcheze. Miculescu, gol. Da. E bine, e bine, e bine. Dar Tavi Popescu? Păi Tavi Popescu ce să facă Tavi Popescu? Noi trebuie un campionat acum, nu ne interesează Tavi Popescu. Tavi Popescu a intrat, poate să intre iar, cu normal, cu jucător de viitor. Să dea gol, să joace și chiar. Ce va fi cu ce?